Vă salut, dragi prieteni, și bine ați venit pe canalul Adevăruri Secrete. Astăzi nu vom vorbi despre iminența unui atac al Rusiei asupra Ucrainei, ci despre un lucru despre care nimeni nu vorbește. Oameni buni, dacă Rusia va ataca Ucraina, armata lui Vladimir Putin va avea în față un pericol cu care nicio forță invadatoare nu s-a mai confruntat vreodată. Ucraina are în acest moment 15 reactoare, ce pot duce oricând la un dezastru nemai văzut de la Cernobâl. Despre toate acestea vom vorbi în episodul de astăzi. Înainte să începem însă, dacă faci parte din categoria celor care nu cred că va exista un război sau că toate sunt fabulații și că o invazie a Ucrainei nu este iminentă, închide acest videoclip pentru că nu este făcut pentru tine. Pentru restul oamenilor informați, care vor să fie la curent cu lucrurile care nu apar în mafia media din România și de peste hotare, apăsați butonul roșu de subscribe și clopoțelul astfel încât să fiți primii care află când lansăm materiale de extremă urgență pentru toată lumea. Înainte să începem propriu zis, un mesaj pentru toți românii de la Ministerul Afacerilor Externe. Românii din Ucraina să părăsească această țară cât mai repede. Oameni buni, Ministerul Afacerilor de Externe a actualizat duminică alerta de călătorie pentru Ucraina. Astfel, în contextul evoluțiilor curente legate de situația de securitate din proximitatea Ucrainei și din regiunea Mării Negre, Ministerul Afacerilor Externe recomandă puternic cetățenilor români evitarea oricărei deplasări în Ucraina, manifestarea unei atenții deosebite și de asemenea să ia în considerare mare atenție, oameni buni, părăsirea teritoriului acestui stat cât mai curând. Iar pentru cetățenii români care sunt în Ucraina, pot solicita asistență și protecție consulară ambasadei României la Kiev, precum și oficiilor consulare de la Odessa, Cernăuți și Solodvino, în funcție de zona în care se află. Vedeți pe ecran mai multe numere de telefon la care cetățenii români pot solicita asistență consulară. Așadar, oameni buni, toată lumea știe, Rusia a adunat peste 150.000 de soldați la granița cu Ucraina, iar o invazie este iminentă, mai ales acum când au început zeci de explozii în zona Donbas. Totuși, oameni buni, dacă Kremlinul va apăsa pe trăgaci, va întâmpina un pericol cu care nicio armată invadatoare nu s-a mai confruntat vreodată. 15 reactoare nucleare ce pot duce oricând la o catastrofă globală. Pe măsură ce crește riscul de invazie al Rusiei asupra Ucrainei, puțin mai sunt cei care observă că o invazie în Ucraina ar putea pune reactoarele nucleare în primă linie a unui conflict militar. Lumea subestimează riscul ca un război convențional la scară largă, fără restricții, să declanșeze o defecțiune catastrofală a unui reactor, provocând o urgență nucleară regională fără precedent. Oameni buni, această amenințare este reală. Ucraina este o țară care este puternic dependentă de energia nucleară, menținând 4 centrale nucleare și administrarea site-ului nuclear distrus de la Cernobâl. Într-un război major, toate cele 15 reactoare de la instalațiile nucleare ale Ucrainei ar fi în pericol, dar chiar și o incursiune dezordonată a Rusiei în estul Ucrainei ar putea expune cel puțin 6 reactoare active la incertitudinea unui mediu de luptă la sol. Lumea, oameni buni, are puțină experiență cu reactoarele nucleare într-o zonă de război. De când umanitatea a folosit atomul pentru prima dată, dragi prieteni, lumea a experimentat doar 2 accidente majore, Cernobâl și dezastrul de la Fukushima, din Japonia. O invazie rusă însă, cuplată cu un război convențional extins în Ucraina, ar putea genera mai multe accidente de nivel 7 ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică în câteva zile. O astfel de contingență ar induce un exod masiv de refugiați și ar face o mare parte din Ucraina de nelocuit timp de decenii. În războaiele moderne, dragi prieteni, distrugerea capacităților de producere a energiei electrice este un obiectiv, dar reactoarele nucleare sunt însă un caz special. Ele conțin cantități enorme, dragi prieteni, de material radioactiv. În conflicte, centralele nucleare sunt extrem de vulnerabile. Un bombardament aerian sau focul de artilerie ar putea distruge clădirea ce izolează reactorul sau ar putea întrerupe conductele vitale pentru sistemul de răcire, care menține stabilitatea miezului. De asemenea, un atac cibernetic ar putea întrerupe operațiunile centrale, la fel ca și o întrerupere a alimentării cu energie electrică, de care centralele nucleare depind pentru a continua să funcționeze. În cazul în care miezul unui reactor s-ar topi, restul radioactive ar ieși din structura de izolare. Odată ajunse de atmosferă, s-ar extinde pe mii de kilometri. În cazul unui nefericit în care un reactor ar fi afectat în plin conflict, capacitatea comunității internaționale, dragi prieteni, de a răspunde și de a limita consecințele ar fi extrem de limitată.
transformarea Ucrainei într-un peisaj distopic, marcat de zone de excludere radioactivă, ar fi o metodă extremă de a obține zona defensivă pe care o dorește președintele rus Vladimir Putin. Iar gestionarea unei crize migratorii masive, orientate spre vest și curățarea mediului, ar absorbi Europa ani de zile. Lucrarea ar distrage atenția liderilor europeni. Pe lângă toate acestea, nici starea reactoarelor nucleare ale Ucrainei nu este una dintre cele mai fericite, ci de fapt este foarte îngrijorătoare. Reactoarele nucleare ale acestei țări au prelungită durata vieții lor prin încălcarea convențiilor internaționale la care Kievul a aderat. Durata de viață proiectată la momentul construcției este de 30 de ani. Până în anul 2020, 12 reactoare și-au depășit deja durata de viață. Însă autoritățile de la Kiev vor să le prelungească pe toate. Însă ce ne îngrijorează cel mai tare este centrala nucleară din Zaporizhia, care este cea mai mare centrală nucleară din Europa, oameni buni, și este la doar 200 de kilometri de linia frontului. Această centrală nu numai că este a doua cea mai mare centrală nucleară din Europa, dar este una dintre cele mai mari 10 centrale nucleare din lume. Site-ul are puțină protecție, iar cele 6 reactoare cu apă presurizată ar putea fi ușor implicate în orice invazie rusă. Cum spuneam, această centrală este doar la 200 de kilometri de regiunea Donbass și se află pe malul de est al râului Nipru, foarte greu de apărat. În afară de pericolele geografice, centrala electrică furnizează aproximativ un sfert din energia electrică totală a Ucrainei. Având în vedere, dragi prieteni, importanța energiei electrice, cei care conduc această uzină vor fi reticenți să o închidă, securizând reactoarele doar în ultima secundă posibilă. Nevoia disperată de energie a Ucrainei nu face decât să agraveze oportunitățile unui accident. Deși puțin probabil, bombardarea directă ar putea provoca daune grave structurilor de rezistență ale reactorului. În timp ce structurile reactorului în sine sunt puternice, războiul la uzină ar putea ucide personalul cheie și poate distruge structuri de comandă și control, senzori de monitorizare sau infrastructură critică de răcire a reactorului. Și ca centrală electrică în funcțiune, reactoarele nu sunt singura amenințare. Barele de combustibil uzat periculoase se află în iazul vulnerabile de răcire, în timp ce combustibilul mai vechi se află în cele 167 de ansambluri de combustibil uzat uscat ale amplasamentului. Dacă reactoarele suferă anomalii de funcționare, managementul crizei nu va mai avea loc. Infrastructura de sprijin necesară pentru gestionarea sigură a reactoarelor se va prăbuși în timpul conflictului, iar forțele de securitate ale uzinei vor dispărea, operatorii vor fugi și în cazul producerii unui accident, măsurile de atenuare vor fi imposibile. Și oameni buni, este foarte puțin probabil ca Rusia să fi mobilizat operatori de reactoare instruiți și echipe pregătite de gestionarea crizelor din reactoare pentru a prelua orice central stricate. Măsurile eroice care au împiedicat accidentul nuclear de la Cernobâl și dezastrul nuclear de la Fukushima din Japonia să nu devină mult mai dăunătoare, pur și simplu nu se vor întâmpla într-o zonă de război. Și din nou, riscurile sunt foarte mari. Lumea nu s-a confruntat niciodată cu o criză negestionată la o centrală nucleară mare. Și, dragi prieteni, ce se întâmplă la Zaporizhia nu rămâne la Zaporizhia. De ce vă întrebați? Ei bine, pentru că dezastrele nucleare sunt rare ori evenimente localizate. Când a avut loc, de exemplu, la Cernobâl, a fost eliberată o cantitate de contaminați radioactivi periculoși în aer, răspândind contaminare și teamă în toată Europa. Un contaminant periculos este, de exemplu, Cesiu-137, care s-a răspândit pe mii de kilometri, deși majoritatea a căzut în atmosferă la 200-300 de kilometri de zona afectată, creând zone mari interzise în Rusia, Ucraina și Belarus. Acest lucru va fi valabil și pentru această centrală. Dacă reactoarele sunt avariate în această perioadă, vânturile predominante, prieteni, sunt din Siberia, iar modelele meteorologice sunt de așteptat să împingă nivelurile periculoase de Cesiu-137 și alți contaminați direct spre vest. Precipitațiile vor contamina căile navigabile, cheie ale Ucrainei. Și potențial, în funcție de tipurile de contaminare și de tiparele meteorologice, aprovizionarea cu apă potabilă în toată Europa va fi compromisă. Bineînțeles că există pericol ca vânturile de iarnă să se schimbe în cele din urmă, împingând radiațiile spre regiunea Donbass și înapoi în Rusia. Asta a fost pentru astăzi. Dacă ai găsit interesant acest material, distribuie-l mai departe și de asemenea dă-mi un like. Nu uitați să apăsați butonul roșu de subscribe și clopoțelul și să vizionați și alte materiale și documentare foarte interesante de pe canalul Adevărul Secret. Acestea fiind spuse, vă doresc o seară extraordinară, dragi prieteni, și aveți mare grijă la ce se întâmplă în jurul nostru. Thank you.